FCSB și CFR sunt pariurile pentru titlul de campioană al lui Adi Ilie. Fostul atacant al naționalei este sigur că România se poate califica la Euro. Adrian Ilie a dat lovitura de start la primul derby FCSB-CFR din acest sezon și pe ele mizează în lupta pentru titlu. La ce am văzut până acum, cred că CFR-ul și Steaua sunt pentru mine candidatele pentru titlu. Fostul atacant al naționalei i-a premiat pe puștii de la un turneu dedicat copiilor străini din România și e sigur că vor mai apărea atacanți de nivelul său. Nu să fie doar unul, să fie mai mulți jucători, de exemplu, nu știu, peste 5-7 ani de zile, să vină jucători din spate și să aibă rezultate, de exemplu, la valoarea lui Hagi sau lui Gică Popescu. Un belgian, Van Haaland, a dat golul victoriei în finală. It was hard, but I worked hard, I gave in all my effort and it paid off.